Politehnica a pierdut 1-2 în deplasare meciul din etapa a doua a Ligii Secunde. Energeticianul Târgu Jiu, echipă nou promovată ce joacă pe teren propriu la Petroșani, a marcat 2 goluri în prima repriză prin Nicoară în minutul 36 și după doar un minut Stoenac. Alvioleții au redus din handicap în minutul 64 prin Șceb, dar nu au mai reușit și golul egalării. Poliștii rămân fără punct după 2 runde, în timp ce echipa din Târgu Jiu are punctaj maxim.